Bine v-am găsit! Astăzi la Jurnal de Credință am un invitat cu o experiență bogată, o experiență a vieții, o experiență a credinței. Se numește Florin Necula și spune că a învățat să nu se plângă. Când am auzit că așa stau lucrurile, mi-am spus, cu siguranță avem ce să învățăm, cu siguranță ne vom lăsa influențați. Bine ați venit la Jurnal de Credință! Mulțumesc, bine v-am găsit. Am avut mai multe discuții înainte de emisiune și chiar mi-a tras atenția faptul că ați învățat în viață să nu vă plângeți. De obicei ne plângem de atâtea lucruri, iar dumneavoastră ați învățat să nu vă plângeți în condițiile în care viața nu a fost așa de ușoară pentru dumneavoastră. Da, recunosc că viața mea de acum nu mai este, nu se aseamănă cu viața care a fost înainte de accident. Povestim puțin despre asta, de aici începem povestea. Cu toate acestea, chiar când am fost în această situație, am hotărât să nu mă resemnez. Deci, ce s-a întâmplat concret, aș dori să vă povestesc. Era vinerea după amiază. Acum cât timp? Acum 32 de ani în urmă. Ne pregăteam de sabat în familie și soția îmi spune, zice, nu vrei să te duci tu să cumperi pâine? Zic, ba da. Ninsese. Zăpada era bătătorită de mașini și peste această gheață care se formase a nins din nou. Sorin, care atunci avea 3 ani, zice, tata, vreau să merg cu tine. Hai să mergem. Am plecat să cumpărăm pâine, dar nu am reușit să parcurgem decât maxim 100 de metri. La un moment dat mi-au alunecat picioarele în stânga și în dreapta și am auzit așa un trosnet. Am alunecat în spagat și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva foarte, foarte urât. Am încercat să mă ridic, băiatul se plimba, alerga, pentru că și ningea și era foarte frumos. Când s-a întors înspre mine, m-a întrebat ce s-a întâmplat. Aproape că nu am avut cuvinte să-i spun, pentru că am conștientizat ceea ce mi s-a întâmplat. Am încercat să mă ridic, m-am sprijinit pe un singur picior, pe stângul, care este încă și acum un picior bun, funcțional, de care mă folosesc și care ține loc de aproape de amândouă. A trecut un taxiu pe lângă noi, l-am rugat să oprească, a oprit și unde vreți ca să vă duc? Zic, locuiesc foarte aproape, dar poftiți, vă dau banii înainte ca să nu... și mă duceți până acasă. M-a ajutat să urc în mașină și am ajuns până la poartă. Eu nu sunt un om care să mă plâng de durere sau ca să nu suport. Chiar asta nu-mi este o problemă. Și nici atunci nu a fost, cu toate că durerea era cumplită. Am căutat să mă stăpânesc pe cât posibil, să nu arăt gravitatea lucrurilor care s-au întâmplat și mă gândeam mai mult la ceea ce va urma. Am încercat să sunăm la salvare. A venit un vecin care era de aceeași religie cu noi, pot să-i spun și numele, Vladislav Cuvaldin.
A venit, ce s-a întâmplat? Mă, uite, s-a întâmplat așa și aș vrea ca să ajung sus, să ajung în, la etajul 2. Zice, lasă că am să te duc eu. M-a luat în spate și m-a dus până sus. Când v-a văzut? Când v-a văzut un doctor? Chiar în seara aceea m-a văzut domnul... Ce a spus domnul doctor? Ce a spus? Deci, nu am găsit o salvare sau un taxiu pentru că ningea foarte tare și m-am urcat în mașina personală, așa pe viscol, și am ajuns la spitalul de urgență. Acolo mi s-a făcut o radiografie a bazinului și am sesizat că atunci când domnul doctor s-a uitat pe ea, a făcut ochii mari și zice, așa ceva nu am mai avut o situație de genul acesta. De ce gen? Zic, dar ce s-a întâmplat? Zice, este o fractură ischio-pubiană. Am spus, domnul doctor, vreau să rămân internat să vedem ceea ce se poate face. M-a internat pentru 2 zile și a venit și a spus, zice, nu am soluții. Și crede-mă, nu am soluții. Aș vrea să vă ajut, dar nu am soluții. V-a explicat ce înseamnă diagnosticul acesta? Puteți să ne l explicați și nouă? Sigur că da. Deci, capul femural este fixat în bazin. Oasele acestea din bazin s-au fracturat și nu mai aveam sprijin pentru capul femoral. Atunci când încercam să mă sprijin, capul femoral înainta ca și când nu ar fi avut în ce un loc de sprijin. Nu ar fi avut sprijin. După 2 zile mi-a făcut externarea și am ajuns din nou acasă. Mi-a dat toată documentația pentru că nu mai puteam lucra ca să mă pensioneze. Dar în mintea mea mă gândeam ce aș putea ca să fac ca totuși să rezolv această problemă. Și chiar de nenumărate ori împreună cu familia i-am cerut lui Dumnezeu o rezolvare. Au trecut zile, au trecut săptămâni, au trecut luni. Când spuneți rezolvare, la ce vă gândiți? La ce vă gândeați atunci? Deci atunci mă gândeam că ar putea fi înlocuit osul de acolo cu o proteză sau cu altceva. Dar din păcate era ceva mult mai complicat. Ar fi trebuit o artroplastie care în România nu se făcea și nici în altă parte nu se făcea într-un mod foarte frecvent. Poate au fost câteva persoane care au fost într-o situație asemănătoare. Domnul profesor mi-a explicat că a fost cineva din Africa care totuși a reușit într-un fel, dar a reușit din prima operație. Însu mi-a povestit că nervii nu mai sunt poziționați exact cum au fost după operația care am avut-o. În sfârșit, printr-o recomandare a unei doamne doctor, mi-a spus, zice, iese la Spitalul Foișor un profesor excepțional care a operat în Anglia, care a operat în Franța, în Statele Unite, zice, vă recomand ca să vă vadă domnul profesor. Am avut toată documentația, computer, tomograf, radiografii. S-a uitat pe ele și zice, da, zice, este o situație foarte complicată care nu ne-am întâlnit cu ea până acum, dar în altă parte realizez ca profesor că nu ai unde să mergi, oriunde ai merge, te-ai lovit de același răspuns. Și vom încerca să facem ceva pentru dumneavoastră. Am fost foarte bucuros de amabilitatea și de felul domnului profesor cum a vorbit cu mine și mi-a dat speranță.
m-a internat în spital și m-a programat pentru operație. De fiecare dată acest lucru s-a întâmplat de 3 ori. De fiecare dată când venea ora ca să merg la sala de operație, venea chiar dânsul personal și îmi spunea: domnul Neculaște, vă rog, nu vă supărați, dar nu vă operăm astăzi, zice, mai amânăm. În sfârșit a venit după 3 amânări, am ajuns în situația faptului ca să dânșii s-au hotărât să mă opereze. A fost o echipă de oameni care nu am cuvinte să le mulțumesc de modul cum s-au comportat cu mine. Ce a rezolvat operația? Deci, pericolul era nu fractura în sine, ci faptul că osul se decalcifia și n-a intrat înspre coloană. Deci dacă ar fi ajuns la coloană, atunci aș fi rămas paralizat și în scaun cu rotile toată viața, sau poate chiar mai grav de atât. Nu m-am așteptat ca operația să dureze atât de mult. Operația a durat 8 ore și jumătate și mi s-au făcut transfuzii de 5 litri de sânge, aproape tot. M-am trezit într-un târziu și vreau să vă spun că eu, înainte de operație, am spus că dacă mă trezesc din această operație, totul va fi bine. Deci, ce s-a întâmplat la operație? A fost curățat locul respectiv, au fost amputate, deci bazinul pe partea dreaptă nu îl mai am deloc. După operație au fost câteva zile care au fost foarte dificile. În acest timp am făcut și pneumonie și am început să tușesc. Era lucru de care nu aveam nevoie în această situație. Am avut parte de o îngrijire deosebită. Domnul profesor îmi cunoștea familia, mi-a cunoscut familia în timp ce eram internat. A vorbit cu copiii mei, a vorbit cu soția mea. V-a explicat și dumneavoastră cum va arăta viața dumneavoastră, pentru ce va trebui să vă pregătiți? Da, sigur. Deci, recomandarea care mi-a fost dată de la început este ca să îmi cumpăr un căruț cu rotile. Așa v-a spus atunci? Da. V-ați cumpărat? Nu mi-am cumpărat, pentru că imediat după operație, după ceea ce mi-am revenit, am împrumutat 2 cârje, pentru că aveam destul antrenament de la viață, deci încă mușchii îi aveam bine și am zis să mă folosesc de mâini și să încerc să nu apelez la scaunul cu rotile. Am început să merg în cârje. Și v-ați descurcat pentru o perioadă și până acum, pentru că special am lăsat cârja lângă dumneavoastră, ca să arătăm cumva din ce categorie, din ce zonă vine lupta dumneavoastră în viață și lupta credinței. Da. Spuneam că ați învățat să nu vă plângeți. Înainte de orice, ce făceați înainte? Știu eu, ca profesie, pasiuni, în momentul după accident a trebuit pur și simplu să vă recalibrați viața, să vă reașezați. Să-mi echilibrez viața, da. Deci chiar m-am gândit la faptul acesta că am nevoie să îmi reechilibrez viața și să pot face ceva. Înainte de operație, cam cu un an de zile, îmi deschisesem o firmă cu familia.
Ce profil? Deci profil auto. Deci vindeam piese auto, îmi deschisesem un loc unde puteam să fac lucrul acesta și anvelope. După ce am ieșit din spital, primul lucru care a fost să văd dacă pot să conduc din nou mașina. Spre bucuria mea, m-am putut folosi de piciorul stâng și am reușit să fac acest lucru. Asta, stați un pic, că și eu conduc mașina. Cum să mergi doar cu un singur picior? Adică și cu celălalt? Adică nu pot să-mi explic, încerc să vizualizez. Deci, eu am încercat să-mi controlez oarecum sistemul nervos, să văd dacă pot mișca piciorul drept, dacă pot face anumite mișcări cu el, și am constatat că pot face. Singurul lucru care nu-l puteam face era că nu puteam să merg, nu aveam sprijin, deci îmi lipsea partea balamaua de la șold. Deci nu mai exista acest lucru. De aceea piciorul acesta a rămas mai flexibil, pot ca să îl urc în sus, pot ca să... Deci dacă... Pentru că acest lucru mi-a folosit în viață, pentru că atunci când am alunecat din nou, nu s-a mai întâmplat mare lucru, pentru că mi s-a repetat acest lucru. Dar m-am ridicat și lucrurile nu au mai fost. Locul acela s-a vindecat, țesuturile s-au refăcut și am putut să fac lucruri nu mari, dar lucruri obișnuite la început. Lucruri mici, dar care a putut să-mi ajute familia mea. Ce a făcut omul credinței? Ați făcut referire la început că și dumneavoastră și soția sunteți oameni credincioși care obișnuiesc să meargă la biserică. După ce s-au așezat lucrurile, omul credinței ce a spus, cum s-a rugat, cum se raporta la dificultăți, pentru că sunt dificultăți, e într-un fel să conduci mașina în așa fel încât să o poți face cum trebuie și altceva e să te chinuiești un pic să vezi dacă, dar totuși nu se poate, să ai cârje și nu pentru o lună, două, ci să... a realizez că acele cârje vor fi pentru toată viața și oricât de optimist ai fi, totuși trebuie să înțelegi că viața ta nu mai este la fel ca înainte și trebuie să faci ceva. Omul credinței cum a reacționat? Deci, am avut o relație foarte bună cu familia și copiii. Ne strângeam împreună, ne rugam și vorbeam despre ceea ce ar trebui să facem ca să putem avea o continuitate în activitatea noastră. Deci, fără ajutorul familiei, fără ajutorul soției și al copiilor, mi-ar fi fost foarte greu să trec peste acest lucru. Dar de fiecare dată, anumite lucruri care le făceam doar eu înainte, acum le făceam împreună. Ne-am rugat lui Dumnezeu, am hotărât ca orice ar fi să rămânem credincioși și să nu facem publicitate la ceea ce ni s-a întâmplat nou. Să nu ne plângem de lucrurile acestea pentru că există o rezolvare. Dumnezeu, am simțit că Dumnezeu a pregătit ceva pentru noi în mod deosebit. Și vreau să spun că am început să lucrăm. Copiii întotdeauna erau cu mine. Deci n-am să uit niciodată hotărârea lor de a fi întotdeauna acolo unde aveam nevoie de ei. Soția mea de asemenea. Fiind singurul care lucram înainte pentru că aveam doi copii minori și copia și soția se ocupa special de ei. A merge cu ei la școală, a merge a face lecțiile și vreau să spun că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Important este să vrem, să ne dorim și să credem că Dumnezeu cunoaște viitorul nostru dinainte ca El
decurgă în fața noastră. Nu v-ați plâns în exteriorul familiei dumneavoastră de teama că ați putea fi compătimit? Sau de ce anume? Să deci, nu vă arătați vulnerabil, slăbiciunea? Sau de ce o asemenea hotărâre să nu vă plângeți? Nu m-am hotărât ca să mă plâng pentru că nu pot să fac lucrurile acestea. Pentru că ori de câte ori am început un lucru, chiar de atunci, din acel timp, după ce am ieșit din... Am văzut că sunt soluții. Eu cred că ar fi fost oameni care ar fi vrut să mă ajute. Dar lucrurile... Am simțit o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu și ceea ce n-am putut să realizăm atunci când eram sănătos, Dumnezeu ne-a arătat că este posibil chiar în situația aceasta. Mă refer acum la binecuvântările materiale care Dumnezeu ni le-a dat. Deci am avut întotdeauna suficient și peste, încât să putem noi să venim în ajutorul altora. Dacă îmi este permis, în momentul în care am avut suficienți bani, oamenii au început să vină. Uite, vreau să merg în străinătate. Zice, te rog, poți ca să-mi dai niște bani ca să pot să... Și am să ți-i trimit înapoi. Vreau să spun că foarte mulți au venit și nu am refuzat pe nimeni. Nu am vrut să refuz pentru faptul că chiar puteam să fac lucrul acesta. Uite ce văd eu din ce povestiți. Povestiți cu atâta naturalețe și punând cap la cap, îmi dau seama că accidentul acesta parcă v-a unit ca familie. Copiii au început să fie preocupați și întotdeauna alături de dumneavoastră să reușească să facă acele lucruri care v-ar fi fost mai greu să le faceți dumneavoastră. Soția, la fel. Dumnezeu care vine și spuneți, în ciuda faptului că nu mai aveați puterea de altă dată de a munci, deși tânăr fiind, totuși banii veneau. Ați reușit atât de mult încât ați început chiar să fiți bancă pentru alții, să îi împrumutați pe alții. Nu numai atât. Să fie asta o răsplată a lui Dumnezeu pentru faptul că reușeați să nu vă plângeți de milă și să nu arătați nici celorlalți, așa ați interpreta, așa să interpretez sau cum să interpretez? Eu am interpretat și familia mea am interpretat în felul următor. Că acolo unde noi nu avem soluții, Dumnezeu întotdeauna are soluții dacă suntem în colaborare cu El. Erați o persoană optimistă înainte? Da. Deci v-a fost mai ușor. Am fost o persoană optimistă și sunt o persoană optimistă și acum. Vreau să vă spun, nu mi se datorează nimic mie sau familiei mele din tot ceea ce am făcut în acest timp. Dumnezeu a fost alături de noi. Nu spun că nu am avut dureri, nu spun că am avut, dar nu am vorbit despre ele niciodată. Nici măcar în familie? Nu, nici în familie, întotdeauna. De ce? Deci, în momentul în care devii un pesimist, acest lucru afectează familia ta, afectează moralul familiei tale, afectează moralul copiilor tăi. Ei atunci probabil că în momentul în care s-ar fi întâlnit cu diferite obstacole, nu mi le-ar mai fi spus. Pentru că zice, tata nu poate să și le rezolve pe ale lui. El are probleme și mai venim și noi cu alte probleme. Am căutat să facem proiecte. Mi-am dorit ca copiii mei să învețe. Și să învețe, nu prin meditații, sau să învețe ei, să îi conștientizez că asta este ocazia lor ca să poată să depășească aceste obstacole care sunt în fața lor.
dacă privesc în urmă, și de multe ori privesc în urmă, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred de modul cum a lucrat Dumnezeu în această situație. Cum a lucrat? Vreau să spun că am doi copii. Este bine să vorbesc despre ei? Este. Da. Am e doi copii bucuria care, dumneavoastră. În primul rând, care au o relație reală cu Dumnezeu. În ciuda problemelor pe care și ei le-au mai avut la un moment dat, niciodată, dar niciodată, nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. În momentul în care au fost greutăți, i-am surprins de multe ori că se roagă. Lucrul acesta m-a determinat pe mine să nu alunec niciodată. Am vrut ca să vadă în mine un reper, un reper de putere, un reper de credință, și chiar și atunci când se întâmplă să mai greșim și lucrurile să nu fie chiar așa cum ne-am dorit noi, pentru că se întâmplă și lucrurile acestea, să stau de vorbă cu ei. Am să vă spun un caz concret. M-a întrebat odată Sorin, tata zice, lucrurile pe care le faci, ele sunt bune, dar ele sunt întotdeauna așa cum învățăm? Cum învățăm unde? Cum învățăm în Scriptură, cum învățăm la biserică? Mi-am dat seama că el a văzut ceva, a sesizat ceva și am recunoscut în fața lui că de multe ori am greșit. Dar drumul pe care trebuie să mergem este acela care este trasat de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Copiii au crescut, au mers la liceu, la facultate. Acum n-aș vrea să se înțeleagă că vreau să spun ceea ce sunt ei. Băiatul este medic și fata este consultant economic. Ba, e bine să spuneți. În asta e binecuvântarea lui Dumnezeu, deci, și meritul unor părinți care au stat pe genunchi și au asumat uneori, iată, și posibilitatea de a spune, și au asumat dorința asta de a fi natural și de a spune, am greșit, tata, am greșit. Asta nu e bine, dar trebuie să mergem. Trebuie să mergem după Dumnezeu. S-a întâmplat de multe ori. Aveți doi copii frumoși și realizați. Felicitări. Da, mulțumesc. Îmi amintesc că primii 3 ani de facultate i-a făcut în București, iar următorii 3 i-a făcut la Arad. M-a surprins întotdeauna plăcut, pentru că puteam să am cu el momente de părtășie, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm și să ne rugăm. Am căutat să fiu un om foarte prudent pe tot parcursul vieții, pentru că gândeam în felul următor. Dacă merg în jos la faliment, va fi foarte greu să o iau de la început. Și atunci am orice lucru care îl făceam, îl gândeam și nu riscam niciodată tot ceea ce aveam. Bun, asta este și de dragul celor din familie, să nu vadă vulnerabilitățile, să nu încărcați și pe ei. Dar dumneavoastră, când erați singur în camera și vă era greu și v-ați fi plâns, că așa fac oamenii, se mai și plâng, dumneavoastră cum rezolvați? Au, când vă doare ceva, au, da, sufletul, da, sufletul, sau vi se pare nedrept, dar de ce, câte lucruri aș fi putut face dacă aș fi reușit să, da, să nu am acest accident? Să vă spun sincer ceea ce mi s-a întâmplat, cred că 2 ani de zile, aproape în fiecare seară, mi se repeta un vis. Aveam un vis. Parcă eram în adunare și nu-mi găseam cârjele. Și începeam să merg.
Și îmi spuneam așa, nu se poate, eu oare puteam să merg și eu nu știam? Deci cam 2 ani de zile mi s-a repetat în mintea mea acest lucru. Ceea ce am dedus că în subconștientul meu se petreceau anumite lucruri, era neîmpăcarea cu situația respectivă, dintr-un om care alergai, care fugeai, care ajungi un om limitat. Și atunci trebuie să schimbi într-un fel ceea ce făceai atunci cu modul de a-l face acum. Înainte de a schimba fizic lucrurile, trebuie să le schimbi aici. Da. Cum ați lucrat cu mintea dumneavoastră? Așa este. Să știți că dacă aș fi ales ca să stau, ca să nu fac nimic, dacă aș fi ales să mă supăr, nu pe oameni, să mă supăr pe situație, să mă supăr că de ce Dumnezeu a îngăduit în felul acesta, probabil că acum nu aș mai fi fost în fața dumneavoastră. Am căutat să fac tot, dar absolut tot ceea ce poate să facă un om normal cu alte mijloace, gândind altfel și lucrând altfel. Vreau să vă spun că dacă merg la grădină să lucrez, nu mi-este greu ca să lucrez. Am un scaun întotdeauna cu mine. Dacă am stat 5 minute și am lucrat și simt că am obosit piciorul care este bun, atunci mă odihnesc puțin, dar merg mai departe. Deci niciodată nu am renunțat la un proiect care l-am avut și să spun nu pot ca să-l fac pentru că situația mea este una dificilă. Nici măcar atunci când s-a îmbolnăvit soția, aici cum a fost? Dacă vreți ca să relatez acest lucru, soția mea așa venise copiii din Suedia și ea tot îmi spunea, am o durere la cap, mă doare capul foarte tare, nu știu ce se întâmplă. Eu parcă voiam să amând puțin să merg la spital datorită faptului că erau copii, erau nepotul, că atunci aveam un singur nepot. Între timp a mai venit unul. Seara a fost, ziua am fost plecați într-o vizită la niște cunoștințe și când ne-am întors acasă, nu mai pot, haide să mergem. M-am urcat în mașină, am mers. Zice, i-a făcut un computer tomograf. La computer tomograf nu a apărut mare lucru, se vedea că creierul a fost inundat, dar fără să-și piardă cunoștința. După aceea am vorbit cu domnul doctor și a făcut o angiografie. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă tot sistemul circulator de la cap, toate venele și toate arterele și toate vasele de sânge care erau acolo. Ea a rămas internată la un anumit medic. Mergeam în fiecare zi, vorbeam, discutam și ea la un moment dat îmi spune, zice, nu vreau să mă operez aici. Nu vreau să mă operez aici. Zice, uite, eu am vorbit cu alte persoane, m-au sunat persoane din prietenele mele și a spus că domnul profesor Vlad Ciurea este cel mai mare specialist în acest caz. Adică, ce diagnostic avea deja? Deci, la angiografie i-a ieșit că a avut anevrism, chiar undeva pe o arteră comunicantă sub creier. Deci era poziționată foarte, foarte dificil. Și zice, în altă parte nu mă operez. Și m-am gândit, zic că am să încerc,
să ajung acolo unde vrei tu. Am hotărât. Ne-am rugat, am hotărât. Era așa, aglomerație foarte mare acolo, o coadă imensă la domnul profesor. Am vorbit cu doamna asistentă și i-am explicat. Doamna asistentă, aș dori ca să ajung la domnul profesor pentru că am o problemă urgentă. Ce am să-i spun domnului profesor de dumneavoastră? Am ajuns în cabinet la domnul profesor, am salutat. De fiecare dată când mă duc undeva și am cârjele cu mine, mă feresc ca să mă afișez cu ele, pentru că oamenii au așa o prejudecată. Ca și veni să mă rog, ca să-mi facă o favoare pentru faptul că niciodată nu am căutat lucrul acesta. De fiecare dată căutam să ajung la locul de întâlnire înainte, să-mi pun cârjele în altă parte și după aceea să-l invit să stea pe bancă, să vorbim și să discutăm despre problema care aș fi vrut să o avem. După ce rezolvam problemele, atunci mai rămâneam puțin în urmă, persoana respectivă pleca și eu după aceea mă ridicam și plecam, pentru că nu voiam ca să oamenii să lucreze cu mine într-un anumit mod pentru faptul că aveam o problemă, că eram deficitar în acest lucru. Am intrat la domn profesor și am spus, soția mea are anevrism, trebuie să fie operată, este la domnul doctor X, dar a spus că nu vrea să se opereze decât la dumneavoastră. Și m-a întrebat, dar cum de vrea să se opereze numai la mine? Și am spus, soția mea s-a gândit mult la lucrul acesta, s-a informat foarte mult despre dumneavoastră și a ajuns la concluzia că doar dumneavoastră puteți să faceți lucrul acesta. A acceptat-o? Vreau să spun că mi-a spus în felul următor. Dacă ea a spus că vrea să se opereze la mine și eu n-am cum să o refuz. Ok. Zice, am foarte multe persoane înainte, dar dacă îmi aduci toate analizele, tot ceea ce, investigațiile care le-a făcut până acum, vom găsi o soluție. Cum se simte acum? Acum cum se simte? Știți de ce? Încerc cumva să sar peste niște etape, pentru că vreau să rezerv câteva minute bune pentru voluntariatul pe care îl faceți. Adică nu sunteți doar soț, bunic, tată, un om hotărât care muncește, ci face și foarte mult voluntariat. Și de asta vă întreb, cum este soția acum? Așa. Deci, din fericire, Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat, nu a rămas cu niciun fel de sechele. Nici 1% din persoanele care sunt operate în felul acesta nu se întâmplă așa. Nici de data aceasta nu v-ați plâns, nu vi s-a părut prea mult. Accidentul dumneavoastră, acum și soția să aibă problema aceasta care, mă rog, putea să se încheie nefericit. Nu ne-am plâns, pentru că ne-am format un nou echilibru. Echilibru pentru situația noastră. Am căutat să fim foarte cumpătați, foarte echilibrați în decizii și, într-un fel, să spun așa, prevăzători. Dar lucrurile acestea nu ni se datorează nouă. Eu cred că Dumnezeu a pus ceva în mintea noastră, în inima noastră, ca să putem depăși aceste lucruri. Care este secretul acestei filozofii? O filozofie pe care și eu am afișat-o acum pe ecran. Am învățat să nu mă plâng. Care-i secretul? Cum reușiți? Da. Este doar faptul că vă impuneți asta și spune strâng din dinți și nu mă plâng.
poate fi o atitudine sau există altceva nu, natural care vine, izvorăște? Deci, nu este numai acest lucru. Deci poate să fie ceva și din ceea ce suntem noi. Adică n-are rost ca să... Nu mă ajută cu nimic dacă mă plâng sau dacă... Pur și simplu, dacă am lucruri de spus, îi le spun lui Dumnezeu. Așa am hotărât. Dar, trecând peste toate aceste lucruri, i-am spus lui Dumnezeu toate lucrurile. Să știți că au fost momente în care copiii au zis, tata, avem acum cu ce trăi, aveam și niște și alte surse din care puteam să iau niște bani și zice, nu mai lucra că este prea mult pentru tine, pentru că ajunsese la un moment dat de aveam și un mixeris, aveam vulcanizare, schimb de ulei, schimbam tobe și mă implicam fizic să fac lucrul acesta. Nu numai să le facă altcineva și eu să nu, le făceam eu. Și Sorin mi-a spus, tata, este prea mult, zice, oprește-te. Și am căutat să mă opresc. Mi-a venit foarte greu. Să stau în casă, nu am reușit. Nu m-am împăcat niciodată cu ideea aceasta. Poate să admit că am stat 3 zile în casă, fiind voind să demonstrez că pot să stau și în casă. Dar simțeam că lucrurile merg într-o direcție greșită. În 3 zile, dacă stăteam în casă, începeam să stai acasă. Citești sau, zic, te uiți puțin la televizor sau mănânci sau consumi ceva. E lucrul cel mai rău pe care îl alege să îl facă cineva. Ideea voluntariatului când a apărut? Are legătură cu tot ce povestim? Să vă spun despre ideea voluntariatului. Și unde anume faceți acum voluntariat? Da, Sorin, fiul meu, mi-a spus, tata, zice, cred că ar trebui să te orientezi să faci voluntariat. Și m-am gândit, ar fi bine, dar unde să fac? Și să știți că fără ca să știu, fără ca să cer lucrurile acestea, am primit un telefon. Și, uite, frate Nicula, zice, ne-am gândit la dumneavoastră, nu ai vrea ca să ne ajuți ca voluntar la Ridică-te și umblă? Asociația Persoanelor cu Dizabilități. Da. Și am spus că da. Mă gândeam la început, oare ce am să pot să fac acolo? Vreau să spun că primele săptămâni mi-a fost greu să mă acomodez cu noul meu loc de muncă, să zic așa, de voluntariat. Mi-a fost greu să accept în mintea mea ceea ce se întâmplă acolo, modul cum vorbesc, pentru că ei au un mod foarte deschis și la un moment dat ei îți dă un telefon, zice, frate Necula, zice, nu ați putea ca să face și pentru mine lucrul ăsta? Am refuzat niciodată, am spus, am să încerc și să văd ceea ce vom reuși împreună. Ce faceți mai exact? În primul rând, de cât timp activați la Asociația Ridică-te și umblă? Am aproape 4 ani. Aveți aproape 4 ani. Și ce activități faceți în cadrul asociației? În special, ca voluntar? Da, în special ca voluntar conduc un microbuz. Da, eu chiar încă nu pot să-mi dau seama cum conduceți. Și transport oameni. Singur îi urc în mașină. Bine, sunt mașini adaptate, deci nu îi iau în brațe, nu îi... Deci pur și simplu sunt mijloace care mă ajută să pot să fac lucrul acesta. Niciodată, dar absolut niciodată, când am plecat să rezolv ceva, Dumnezeu m-a ajutat să pot să duc la îndeplinire această misiune. Chiar consider ca o favoare pe care mi-a făcut-o
Dumnezeu să pot să slujesc semenilor mei. Deci acest lucru îmi dă mai multă satisfacție decât ceea ce am făcut înainte. Adică atunci când aveți atelierul mecanic? Da. Pentru că atunci lucram și atunci aveam satisfacție. Dar era o altă etapă din viața mea. Era o altă etapă din viața mea care doar în felul acesta o pot gestiona cel mai bine. Orice aș fi făcut altceva, nu era ceea ce mi se potrivea. Aici mă surprinde faptul că oamenii au atâta încredere. Stau de vorbă cu ei, le povestesc cum s-a întâmplat. Te-am spus că un om care are un venit de peste 2000 de lei, așa cum este cazul lor, sau alții 3000 de lei, e cazul să se plângă foarte mult, pentru că deja lucrurile sunt rezolvate în mare parte prin ceea ce li se oferă. Bine, ei se plâng și n-aș spune că arbitrar de lipsa aceasta de accesibilitate. Nu poți să te duci și nu poți să, dacă ești în cărucior sau chiar ai o dizabilitate. Ai zice că au dreptate și chiar au dreptate. Au și dreptate. Dumneavoastră veniți cu mesajul acesta. Nu, da, trebuie să vă plângeți. Da, să știți că am insistat pe lucrul acesta și cu foarte mulți dintre ei am reușit anumite progrese. Încearcă și fă ceva. Ce crezi că poți să faci? Ce ai bun? Ai o mână, ai un picior? Încearcă să o folosești. Încearcă să nu pierzi antrenamentul. Încearcă să te antrenezi pentru ceea ce urmează. Pentru că sunt persoane care la un moment dat puteau să coboare singure din bloc. Dar dacă întotdeauna există cineva care nu, lasă, stai acolo, lasă cam să te ridic eu, le creează o mentalitate că cineva trebuie să se ocupe special de ei. Și într-adevăr, de foarte mult, trebuie să se ocupe cineva special. Mai am 2 minute și 40 de secunde și trebuie să am foarte mare grijă cum gestionăm aceste minute. Încă o dată întreb, secretul, cum ați ajuns și cum să ajungi să nu te plângi? Să cauți să rămâi mereu în legătură cu Dumnezeu. Chiar dacă ai căzut, nu te descuraja. Rămâi un om optimist, încrezător. Funcționează lucrul acesta, spui minții tale, permanent, nu te descuraja, stai lângă Dumnezeu sau ați făcut și alte lucruri care v-au ajutat să rămâneți lângă Dumnezeu? Rezultatele, privesc în urmă și văd ceea ce este în urma mea. Mi-am construit o casă, am rămas cu o familie, am reușit să țin copiii în școală. Mai mult de atât, nici nu am nevoie. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât aș fi crezut eu. Faptul că un om cu nevoi speciale poate să ajute pe un alt om este un lucru care îți dă, așa, îți dă aripi și nu poți să renunți, pentru că simți chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Eu am simțit lucrul acesta și mă străduiesc ca să nu-l dezamăgesc niciodată. Mi-am propus ca să rămân statornic lângă Dumnezeu, indiferent prin ceea ce aș trece. Nu mi-e frică nici de durere, nu mi-e frică nici dacă ar fi să închei viața. Singurul lucru cu care eu nu m-am împăcat, nu mă împăcam atunci când eram în situația respectivă, eu nu mă gândeam la mine, mă gândeam spre copiii mei, priveam așa în timp și mă gândeam care va fi rostul lor
în această situație. Acum când priviți în urmă, iată că aveți răspunsul. Dumnezeu a purtat de grijă și ce copii minunați și frumoși aveți. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Uf, și mie mi-e ciudat de minutele astea care trec așa de repede. Încă aș mai fi stat și aș mai dori să investighez părți din experiența dumneavoastră care ne aduc în față acest gând pe care vi l-ați însușit și pentru care ați luptat cu Dumnezeu. Să nu mă plâng. Vă mulțumesc, mult succes în continuare la voluntariat, acolo la asociația Ridică-te și umblă, ca bunic, ca tată, ca soț și în tot ceea ce faceți, Dumnezeu să vă însoțească mai departe. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că am putut să dau această mărturie și vă spun că am vorbit cu foarte mare sinceritate și lejer despre aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tare mult, dragii mei, aici se încheie emisiunea. Eu chiar mă simt inspirată. Vă mai plângeți de ceva? Nici vorba. Toate bune până săptămâna viitoare, rămânem aproape unii de alții și de Dumnezeu.